Bună dimineața! A, uitați-vă frumusețe de zăpadă! Băi, fugă! Hai să punem turte! Vă știți de ce am venit eu să văd? Albine, s-au aruncat, uite! Uite una care s-a aruncat! Ele se aruncă de la urtenici de acolo! E, dacă pe zăpadă asta vedem 20-30 de albine, 50, nu e în regulă! Dacă vedem așa una, două acolo, uite! Deci am văzut una! Mai e un aici. Da? Două. Atât, bă. Două. E treaba bună. Eu nu deranjez tupiacul pentru că am aici, uite, nu-mi vine zăpada aici. Zăpada e sus. Treaba e bună. Am văzut și eu filmarea lui de la vezi la esmă, cum e cel lui Lucian. Mamă, bă, când a deschis un stup, era mort. Mort de tot. Deci nu mai era vie nicio albină. Și făcea, a băgat mâna în albinele alea moarte, făcea, ia uitați-vă albină aici, făcea, uite albină, păi bă, e albină, dar e moartă. Bă, mai bine trei rame de albină, cum e la mine, dar vii. Adică una e să fie 3 rame de albine vii și alta e să ai 6 rame de albine, dar moarte. Bă, dacă la profesorul i-a murit, vă dați seama ce-o fi la elevii lui? Că el are elevi acolo. I-a murit stupi. Și nu primul, că am arătat înainte că i-a murit. Cine știe câți i-a murit, dar a arătat și el decât vreo 2 sau nu știu câți a arătat până acum morți. Bă, la mine nici la urdinici nu vedeți albină moartă. Nici la urdinici, bă, tar. Da? A făcut sărul Lucian când făcea, a, uite cât albina am. Bă, te lauzi cu ea moartă, mă. Da, e de râs, bă, tar. E chiar de râs. Aia. Pe urmă, ce-a mai arătat, mă? Că a băgat o placă de miere. Ramă placă, mă, de miere, de sus până jos, plină de miere. A băgat-o în centru cuibului. Deci a despărțit ramele așa și a băgat-o. Ia să ai mâncare. Păi ai despărțit cuibul în două, bă, tăticule. L-ai despărțit în două cuibul. Cum să spargi cuibul acum? Am mai spart și eu, mă, până martie. Dar e altceva atunci în martie. Și cu miere mai puțină, nu cu atâta. Ia băgat până. La altul i-a pus, nu știu, era în patru rame și a mai pus o ramă stânga, una dreapta, plină de miere. L-a făcut în șase, că i s-a părut că e albina prea înghesuită. Ce să mai zic? No, trageți voi concluzia. Dar el a filmat asta, nu eu. Uitați-vă la filmul lui. De la vest la est. El se lăuda cu albină moartă. Mă uit așa, lua cu pumnii moartă de acolo. Făce că uite cât albina. Păi bagă rame, tată, la albina aia acolo. Să aibă pe ce stai. De râs, bă. Așa. Băi, eu am verificat și eu ieri. Că ieri a fost timpul frumos. M-am uitat la toți. Am săltat podișorul, m-am uitat. Mă zic să nu fie și la mine vreunul mort. Nu, bă, tăticule, din 60 care am intrat la iernat, deci am 36 pe camion, toți în viață, am aici jos 14, vreo ăștia care știți că i-am făcut acum un an, slăbuți, între rame. Deci 36 cu 14, 50 și mai am 10 la livat. Și am 60 de familii, mai slăbuțe să le numesc așa, da? Bă, dar niciuna n-a murit, mă. Cum să moară, mă, dacă sunt lângă ele aici? El stătea și făcea live-uri și albinele îi murea de foame. Deci de foame a murit ăla. Poate nu știți de ce cauză. De foame, n-avea picătură de miere. Lucian, este lăudai, tata. Eu le dau miere, zice. Le dau miere, nu le dau turte. Păi ai dat atâta miere, dar mierlit-o. Ai dat la miere, dar a murit de foame. Ia uite, avem ninge afară, dar avem plus 2 grade. Deci, Luciane, cu filmarea asta ai pus capac, tată. Că cum vine asta, bă, tată? Profesorul să-i moară stupi la profesor, mă? Și dă foame, adică e cel mai de râs când îți moare de foame. Bă, dacă arătai că a venit ursul și a luat stupul și ți l-a omorât, dacă a venit, nu știu ce, vulpea, nu știu cine, dacă a să arăți că a murit de foame, mă? Mă, eu de când am stup de 20 de ani am început și eu apicultura asta, 21 de ani, în 2003.
Da, am încheiat 20 de ani. Mă, niciodată nu mi-am murit de foame decât în primul an când mi-am luat în 2003 primul stup. Nici acum nu știu de ce o fi murit. O fi murit de păduc, nu știu. Deci în primul an, tătic. Dar după aia la mine n-am știut ce e ăla stup. Mor de foame, mă? Cum o să-l las să moară de foame? Asta e de râs, bă, tată. E de râs rău. Mai are și angajat pe acolo, am văzut băieți. Păi pune-mă pe băieții, tu stai în casă, fă life-uri ce faci și pune-i pe aia, bă, du-te la stupi, dă-le miere, dă-le, dar tu nu dai turte. Ai grijă de ele, bă, tăticule, ce faci? Facem de râs apicultura asta, mă, dacă ne mor stupii de foame. El are grijă de capre. Am văzut că la capre le dă să mănânce, de capre are grijă. Da, bun. Asta a fost știrea de astăzi, avem zăpadă, avem frig, măi, chiar frig. Bine că a dat zăpada asta să mai ude pământul ăsta, să duce la rapiță. Avem nevoie la rapiță de umiditate, lasă al câmp, e bun. Dacă toată luna ianuarie e așa, zăpadă și frig, e treaba bună. E treaba bună. Și din februarie să vină căldură. Bun. Cam atât. Uitați-vă la filmarea lui Lucian, cum se laudă cu albina moarte. Luciane, dacă ai curaj, arată câți au murit, mă. Nu dă cât unul, doi. Că până acum parcă doi ai arătat. Doi sau trei, nu știu. Hai, arată-i pe toți. Să-i vedem și noi. Repet, din 60, toți sunt în viață. Gata, te-am lăsat, sănătate și numai bine. Thank you.
Adică mai ninge așa mărunt. Asta e. Astăzi nu mai plec nicăieri, stau acasă. Că nu fac eu vânzarea azi pe timpul ăsta.